persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au avut ocazia să-și încerce norocul la Bursa Locurilor de Muncă, organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița. Evenimentul s-a desfășurat în Târgoviște, la Clubul Studenților. După centralizarea datelor, rezultă că au fost prezenți peste 40 de agenți economici, cu o ofertă de 600 de locuri de muncă vacante. 250 de persoane au fost selectate în vederea angajării. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița organizează azi Bursa Locurilor de Muncă. Au fost invitați 353 de agenți economici din județul Dâmbovița. La acest moment au confirmat participarea 44 de agenți economici care au pus la dispoziție 612 locuri de muncă vacante. Posturile se adresează atât persoanelor cu studii medii, cât și persoanelor cu studii superioare. Posturile vacante provin din mai multe domenii de activitate. Avem din domeniul construcțiilor, din vorberul hotelier, din domeniul transporturilor, construcții, restaurante, baruri și servicii către populație. Scopul acestei întâlniri este acela de a pune în față cei doi actori cererea și oferta. Pe de o parte, angajatorii vin cu oferta de locuri de muncă și pe de altă parte, persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă și în felul acesta se creează o relație directă. De asemenea, obiectivul nostru cel mai important e acela de a crește gradul de ocupare în rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin această măsură activă a Bursei Locurilor de Muncă. Din numărul persoanelor, cred că avem cumva la 300 și ceva, aproape de 400 de persoane participante. Da, am avut câteva persoane. Noi avem 10 posturi de ambalator pentru fabrica de înghețată. Suntem o fabrică de înghețată cu capital românesc aici în Târgoviște. Majoritatea posturilor pe care noi le căutăm sunt ambalatori. Am avut câteva persoane interesate. Urmează să se prezinte luni la un interviu. Să vedem. Oferim salariu minim pe economie, plus posibilitatea de a face ore suplimentare, două mese pe zi, se lucrează în două schimburi, pe perioada verii, cu posibilitatea de prelungire și pe perioada iernii. Da, eu sper să găsim și să... Bine, este un mediu curat, un mediu steril, un mediu igienic și zic că este bine. Sincer să fiu, vă spun că nu, pentru că statul îi ajută pe toți puturoșii, pe toți derbedeii. Sincer să vă scuzați că folosesc cuvintele astea, dar nu mi se pare normal ca noi agenții economici să plătim miliarde pe lună în taxe și impozite și să ținem în spate o șleapcă de puturoși. Au venit două femei până la ora actuală, întreabă de locul de muncă, și condiții, întreabă în prima dată salarii, dar nu spune ce să facă, nu spune ce calificare are, nu, deci absolut nimica. În situația în care le oferim salarii, în situația în care le oferim masă și cazare gratuit, în situația în care le plătim toate dările către stat. Eu aș recomanda către Ministerul Muncii, pentru că noi, agenții economici, suntem verificați lună de lună. Eu, dacă sunt prins cu unul care nu este angajat, primesc o amendă de minim 100 de milioane sau dosar penal, iar cei care sunt înscriți la șomaj lucrează la negru între 150 și 200 de lei pe zi. Sunt oameni care fac case și aș dori pe această cale să ridic mingea la fileu Ministerului Muncii și ANAF-ului, să controleze toate autorizațiile de construcții, să-i întrebe pe toți cei care au construit case, toți ce au construit, să-i întrebe cu cine au construit, cu ce firme, pentru că majoritatea știu din aceștia care lucrează la negru, care ia 10.000 de euro pe lună, 3-4 inci, ca să ridice o casă la roșu. Mi se pare normal ca statul să intervină și să înceapă să-i selecteze și să le dea amenzi, eventual să le facă și dosare penale, pentru că noi muncim ca proștii. Vă mulțumesc!